Bună ziua, domnilor și domnilor, Magda Popescu, sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi mi-am propus, domnilor și domnilor, să discutăm despre pensii. Dacă vor crește, cu cât vor crește, care este procentul pe care Guvernul României îl are în vedere privind indexarea pensiilor în perioada imediat următoare, pentru că nu-i așa, seniorii României au nevoie de pensii mărite, în primul rând pentru că este dreptul lor și în al doilea rând pentru că toate prețurile au sărit în aer. E drept, talpă pune la această decizie, pune Uniunea Europeană, care are condiții din ce în ce mai dure în acest sector, dacă vreți, social, în care privește pensiile românilor. Despre acest subiect extrem, extrem de interesant, astăzi l-am, doamnelor și domnilor, un interlocutor, pe Vasile Cocoș, PSD, fost deputat în Parlamentul României. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și dați-mi voie, înainte de a începe discuția noastră, să urez tuturor vâlcenilor care sărbătoresc astăzi ziua de Sfântul Dumitru multă, multă sănătate alături de cei dragi. Da, la mulți ani, sigur. Iată, ani. Zi de sărbătoare, Sfântul Dumitru și mâine, înțeleg și că mâine, da. Este sărbătoare. Noi cu sărbătorile avem multe. Foarte multe. Și religioase și de toate felurile și libere. În fine, haideți să discutăm despre pensii, domnule Cocoș. N-am înțeles până la urmă și credeți-mă că am urmărit discuțiile din spațiu public referitoare la pensii, cu cât vor crește pensiile românilor până la urmă. Da. Și eu, ca și dumneavoastră și ca și toți seniorii din această țară, urmăresc cu mare atenție seară de seară toate emisiunile pe posturile de televiziune, unde politicienii vin și lansează tot felul de procente de creștere a pensiilor. Sigur, PSD aici a venit și a spus, și bine că a spus acest lucru, că așteaptă o rectificare, o execuție bugetară la 30 ianuarie, care se va face în această lună, sau la începutul lunii noiembrie, să vadă cum stăm cu execuția bugetară. Va ține seama și de un estimat al execuției bugetare pe trimestrul 4 până la 31 decembrie, ca să vadă cu aproximație care va fi inflația la sfârșitul acestui an. Și legea spune că pensiile se vor indexa în anul 2023 cu indicele de inflație raportat de statistică la 31.12.2022. Sigur, aici cred că PSD-ul va veni și va face o completare, pentru că este posibil că această inflație la sfârșitul acestui an să fie un procent și va fi destul de mare, aproape de 20%, dar în 2023, ținând seama că vin acele luni de iarnă, ianuarie, februarie, martie, zile cu frig foarte mult și cu probleme, da. Așa, este posibil ca totuși acea lege să se modifice și să se ia în calcul O inflație aferentă anului 2023, o estimare, pentru că cred că știți și dumneavoastră, noi vorbim de indicele mediu de inflație, care se referă la toate mărfurile și serviciile din economia națională, dar seniorii noștri nu folosesc toate aceste mărfuri și servicii, iau nevoie de acel indice care să se raporteze la coșul zilnic, adică la cele alimente strict necesare, la cele servicii strict necesare, unde inflația este foarte mare. Știți foarte bine că produsele alimentare, cum este cartoful, cum este, eu știu, cum este pâinea, cum sunt fructele, cum sunt lactatele în ultimul timp, vor avea o creștere foarte mare de preț și, sigur, asta se va reflecta în puterea de cumpărare a seniorilor. Și de aceea indicele de creștere al pensiilor seniorilor trebuie să fie cu mult mai mare decât s-au vehiculat până în prezent, și aici președintele țării a zis că este bine să se ia în calcul că această creștere de pensie să fie cu mult mai mare decât inflația la sfârșitul acestui an. Și aici am văzut că Ciolacu și cu echipa asta încearcă să caute soluții să găsească un procent cât mai mare de creștere a pensiilor începând cu 1 ianuarie 2023, pentru că știți foarte bine că această creștere trebuia să fie de 40% de acum un an și ceva. Dar avem și este o lege în acest sens, dată prin 2018 sau prin 2019, pe care nu s-a putut respecta, numai că nu i-a permis bugetul la vremea respectivă. Deci părerea mea este că trebuie să fie cu mult mai mare de ceea ce s-a vehiculat până în prezent, dar procentul efectiv, și foarte sigur nu vi-l poate spune nimeni în acest moment, decât după execuția bugetară care se va analiza în Comisia de Buget Finanțe, atât de la Camera Deputaților cât și de la Senat. Și bineînțeles în Parlamentul României.
Da, tot în zona aceasta a pensiilor, domnule Cocoș, iată, avem o declarație publică a Ministrului Muncii, Budai. Domnul Budai, care și este chiar o veste, dacă vreți, îngrijorătoare. Procentul de 9,4% aferent pensiilor va fi scos din PNRR. Această decizie aparține oficialilor europeni. Sigur, domnul Budăi a calificat măsura una antiromânească, ea fiind antiromânească în opinia Ministrului Muncii, și spune că, tot domnul Budăi mai spune că ne condamnăm seniorii la sărăcie. Dar eu nu înțeleg o chestiune. Uniunea Europeană, Uniunea Europeană. România, România. Despre ce vorbim? Cum să scoți acest procent de 9,4% din PNRR? Că au negociat de luni de zile. De atâta timp și bineînțeles că s-au negociat și tot s-a zis că se merge la Bruxelles ca să se mărească acest procent de 9,4%. Acum nu că măresc, nu mai există deloc. Până la urmă, cred că este treaba strictă a guvernului României, a României, cu ce crește va face la pensii. Cred că Uniunea Europeană nu se poate amesteca în treburile noastre decât să dea niște repere, niște indicații, dar nu te poate să te oblige. Cred că nicio țară din Europa care face parte din UE nu poate să fie obligată de Uniunea Europeană să stabilească un nivel de pensii sau durate de pensionare. Sigur, Buda este îngrijorat pentru faptul că știe că bugetul asigurări sociale este destul de subțire și nu poate să asigure în acest moment decât după din rectificare și atunci trebuie să fie ajutat bugetul asigurări sociale, să fie ajutat cu o cotă parte din bugetul de stat ca să acopere acel necesar de fonduri pentru creșterea pensiilor la toți seniorii din această țară. Sigur, aici trebuie să umblat și la legislația care vizează acest sector, pentru că în decursul timpului au fost date tot felul de modificări de legea pensiilor și tot feluri de legi speciale care au avantajat anumite categorii sociale privind sistemul de pensii, acordând acele pensii speciale sau de serviciu sau cum se numesc. Cred că până la urmă se va reglementa și sperăm să intrăm pe un drum bun. Da, mai avem o opinie, dacă vreți, în acest sens și asta vine din zona sindicaliștilor. Este un răspuns oficial primit de cei de la SNPPC, de la Comisia Europeană. Și răspunsul arată cam așa: salariile și pensiile dumneavoastră nu sunt stabilite de Bruxelles. Și atunci ce să mai înțelegem, domnule Cocoș? Ne mint guvernanții atunci când spun că există directive UE? Sau folosesc PNRR-ul acesta ca un babau? Sau ce să mai înțelegem? Sigur, Uniunea Europeană, ca și femeiul, vin și ne spun, domnule, luați toate măsurile să faceți economii, să utilizați eficient banii din bugetul de stat, astfel ca să aveți bani pentru pensii. Și cred că aici grija guvernului, bineînțeles, și a celorlalți este aceea de modul cum construiesc bugetul pentru anul 2023, cum vor găsi în acest buget acele cheltuieli care nu sunt strict necesare pentru funcționarea unui minister sau unei agenții și acei bani să rămână într-un fond de rezervă cu care să se alimenteze, din care să se alimenteze, dacă este cazul, fondul de pensii. Nu poate să vină Uniunea Europeană să ne spună că dați atât pensie, atât procent pensie sau atât la creștere salarii. Ei atât ne spună, aveți grijă cât dați fondul de salarii și fondul de pensii, astfel ca să nu aveți probleme cu deficitul bugetar, că dacă aveți probleme cu deficitul bugetar, trebuie să mergeți să vă împrumutați la diverse bănci cu procente foarte mari și astfel creșteți cheltuielile bugetare și măriți deficitul bugetar. Și cred că sindicaliștii au dreptate când spun că nu trebuie să ne stabilească nouă Uniunea Europeană nivelul salariilor și nivelul pensiilor. Și nu stabilesc. Ei ne spun atât. Ei ne spun atât. Exact. Atât ne spun. Exact. Și este treaba noastră. Guvernii noștri nu reușesc să facă acest lucru și spun, păi da, dar ne-a pus Comisia Europeană pe piedici. Păi uite, scoatem din PNRR procentul acela de 9,4%. L-ai scos pe ăla, ai rămas fără bani. Corect, nu? Nu înseamnă că dacă ai scos acest procent din PNRR rămâi fără bani. Cred că Uniunea Europeană a spus, doamne, ca să nu vă mai încurcați de acel procent de 9,4, stabiliți-vă dumneavoastră fondul de pensii cum vreți, dar e important să vă încadrați într-un deficit bugetar ăla care vi l-ați propus. Da. Ce cred că este cert în acest moment?
și putem să dăm informația aceasta cu certitudine, este faptul că pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2023, dar nu se știe, nu se știe procentul. Se vehiculează un 5%, ministrul de finanțe, domnul Câciu, a spus da, cu siguranță vor crește pensiile. Nu a comentat în zona procentului de 11%, 11% și mie mi se pare este puțin. Nerealizabil. Este nerealizabil, dar este puțin. Bun. Vă ne-am repet. Plecat de la 40%, adică... Nu, de păi s-a dat din ce față, s-a dat din... Da. Mai erau vreo 16% care trebuiau dați. Deci măcar 5%. Vă repet ce v-a spus și la începutul interviului. Se așteaptă o execuție bugetară, un raport privind stadiul execuției bugetare la 30 ianuarie, deci la 9 luni, să vadă cum stăm cu venituri și cheltuielile și să vadă ce posibilități sunt ca să alimentăm fondul de pensii de la 1 ianuarie, ca să ne încadrăm într-un procent de creștere cât mai mare, mai mult de 10-11%. Așa cum a spus PSD-ul, poate să ne îndreptăm chiar spre 15-16%. Nu știu dacă este fezabil. Adică, mă rog, Doamne ajută, nu zic, din punctul meu de vedere, să crească pensiile și cu 20%, dar nu cred că sunt... procente care au legătură cu realitatea în momentul de față. Dumneavoastră, cred că vă referiți că nu sunt posibilități financiare. Da. Dar ca și procent nu este foarte mare. Nici voință politică. Nu trebuie să caute soluții. Specialiștii din cele trei partide ar trebui să se întrunească și să stea de vorbă cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și cu alte ministere, să caute soluții, să facă economii peste tot, peste la toate ministerele și agențiile, să facă economii, să tăie acele cheltuieri care nu se mai justifică și banii aceia se ducă la seniori, pentru că seniorii au fost cei care au muncit de 40 de ani, de 50 de ani, ca să avem noi acum aceste condiții de muncă și viață. Deci, dacă există voință politică, cred că se pot găsi resurse ca să fie cel puțin un 15%. Cel puțin un 15%. Da, nu cred. Nu cred în acest procent de 15%. 5-6 pe aici mai amețesc. Ce 5-6? La 100. Procent de 5-6%, dar nu ar fi destul de jignitor pentru seniori. Da. Păi, stați puțin că prin acea lege a pensiilor spune cu inflația din anul precedent. Adică anul 2000, ne raportăm la 2021, nu la 2022. La 2022. Nu, la 2021 spune, ne raportăm. Pentru că nu-l știe pe ăla de la sfârșitul anului 2022, există o variantă, așa cum se face și cu bugetul atunci când nu se aprobă în timp recent, în timp real, să-i se dea un procent aproximativ pentru primele două luni și după aceea vine cu rectificare. Bun, se pot face, soluții sunt. Să știți că am fost în Comisia de Buget Finanțe și știu că se pot face asemenea artificii, dar trebuie modificată legea. Care legea? Bugetul asta, de stat? Nu, asta cu pensiile, care spune că se ia indicele de inflație din anul precedent, adică cum se zice de la 2021, ceea ce nu este corect. Bun. Și nici de la sfârșitul anului 2022 nu este corect. De asemenea, odată cu mărirea pensiilor de la 1 ianuarie, guvernanții intenționează să crească și salariul minim pe economie, să ajungă la 3.000 de lei. Eu nu spun că nu e o măsură bună. Dar cine plătește zilele la stat? Cine plătește impozitele? Problema este că, într-adevăr, pentru salariați este bine, pentru că, într-adevăr, salariul minim a rămas mult în urmă față de inflație. Sigur că va fi o problemă cu presiunea asupra mediului de afaceri, asupra angajatorilor. Da. Și mai ales cei din mediu privat, că cei de la bugetar nu sunt probleme. Așa, unde costurile vor fi foarte mari și e posibil să o perioadă, și special când începe cu 1 ianuarie, când activitatea este foarte slabă, care este foarte slabă în cel puțin primele 3 luni, este posibil să apară ceva șomaj. Da. Și restrângeri de activitate. Și asta nu prea e bine, că de fapt toate astea duc la diminuarea contribuției la bugetul statului din impozite și taxe de la mediul de afaceri. Aici nu știu ce să facă, că știu, stau de vorbă cu foarte mulți oameni din mediul de afaceri și îmi spui, dom'le, mă îngrijorează gândul că după 1 ianuarie trebuie să mai dau la salariul la vreo 2.000 și vreo 200 și ceva de lei. Da. Și nu știu de unde iau banii, că primele 3 luni nu o să meargă treaba așa cum merge în cursul anului. Exact. Și că nu știu ce să fac. Toate businessurile la începutul anului vor avea de suferit. Vor avea, în special și în condițiile în care știți foarte bine că deja a început și după 1 ianuarie probabil se va accentua în perioada de iarnă creșterea prețului la utilități, care înseamnă energie electrică, energie termică. Vor crește foarte mult. Toate domeniile.
în condițiile în care mediul de afaceri se descurcă foarte, foarte greu cu întreținerea și funcționarea fiecarei afaceri. Categoric. Da. Știți foarte bine că lucrați și dumneavoastră poate că mediul și vă și gândiți ce veți face după 1 ianuarie, cum va crește salariul, va crește prețul la energie, crește gazul, da, crește. Sunt decizii importante de luat. Importante și trebuie să caut soluții. Și fiecare dintre noi... Te gândești la tot felul de soluții, da, ca să supraviețuiești cel puțin până în vară, până în... De acord. Că tot discutam de chestiunea aceasta, sigur că aceste creșteri, atât în ceea ce privește pensiile, cât și salariul minim, au fost aruncate cumva în spațiu public de ministrul muncii, domnul Budăi. Declarațiile dumnealui au creat un scandal în coaliția de guvernare PSD-PNL, că ne aducem aminte, liberalii au sărit ca și au spus, domnule, noi n-am discutat asta în coaliție, dar de ce iese domnul Budăi acum și spune că mărește pensiile, dar de unde le mărește, dar salariul minim pe economie? Adică, nu știu... dacă există dialog în coaliție pe acest subiect. Știu că președintele Ciolacu i-a tras atenția lui domnul Budaib să nu mai facă și domnul prim-ministru i-a tras atenția să nu mai vină în spațiu public să facă anunțul de genul acesta înainte de a se stabili în coaliție exact ce și cât. Și am văzut că în ultimul timp nu au mai apărut asemenea anunțuri. Decât atât spun toți că vor crește pensiile. Sigur că vor crește pensiile, că ele prin lege trebuie să crească, dar este foarte greu, este foarte oricât ai fi de expert în domeniu, nu poți să spui acum cu cât vor crește de la 1 ianuarie. Deși toți seniorii României așteaptă cu... Mă rog, avem invocat undeva în jurul procentului de 11%. Cam așa, da. Cam pe aici, aici au fost și declarațiile ministeriale, dar nu știu dacă... Deși... Doamna, stați așa puțin. Acest procent de 11%, domnule Cocoș. Stați așa puțin că totuși în ultimul timp, de când a fost explozia aceasta de prețuri la energie, la energie și la gaz și la toate astea și la carburanți, la bugetul statului au fost încasați mult mai mulți bani din TVA și din accize și din alte chestii, deci gradul de încasare a acestor obligații la bugetul de stat este mult mai mare față de momentul prevăzut în buget pentru acest an, când nu s-a luat în calcul aceste creșteri de prețuri la energie și la carburant. În mod normal, bugetul ar trebui să aibă ceva mai mulți bani decât au fost prevăzuți la sfârșitul anului 2021. Vă repet, ca și dumneavoastră acasă, ca și la orice firmă, depinde cum ai grijă de bani. Și cum îi gestionează. Da, dar totuși, așa, aveți dreptate. Dar aici nu e vorba numai de gestionare. Dacă până la urmă toți ne pricepem să gestionăm bani dacă îi avem. Înțelegeți? Problema este să îi iei. Păi nu, banii sunt. Stați așa, sacul este același. Depinde cum îi folosești banii. Da. Ce să vă spun, da. Vom vedea, așteptăm să vedem ce se întâmplă cu PNRR-ul, că uite... Și acolo pot să apară modificări. Vedem când ajunge, pentru că aceste măriri, atât a pensiilor cât și a salariilor, trebuie să apară în legea bugetului de stat. Exact, da? Exact. Cele două legi, legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale. Da. Și guvernanții se lăudau că într-o lună de zile, suntem la sfârșitul lui octombrie, într-o lună de zile vor ajunge cu această lege în Parlament. Exact, așa a spus și premierul și Ciolacu, că până la sfârșitul noiembrie trebuie să apară această lege, să o voteze, pentru ca să știe care vor fi bugetul pentru anul viitor, fiecare minister să știe de ce bani dispune pentru anul viitor. Până la urmă, așa este și normal. Păi adică nu mai stai așa. Aproape până la mijlocul anului viitor, să stai fără buget. Exact. S-a întâmplat că ne prinsese luna martie și nu aveam buget și se lucra după bugetul precedent. Exact, exact. Ceea ce nu este regulă. Adică dacă ai specialiști acolo, Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii și așa, fă-te bugetul până la sfârșitul noiembrie, îl aprobi la începutul decembrie, ca cu 1 ianuarie să știe tot ce înseamnă sistem bugetar, de ce bani dispune și cum îi folosește. Da, de asemenea, dacă e să rămânem tot în zona aceasta, domnule Cocoș, haideți să vă întreb și cum vedeți dumneavoastră modificările la codul muncii, care, sigur, are prevederi favorabile angajaților. Am văzut foarte multe, eu lege parcă 263 date acum așa, de modificarea codului muncii și a codului administrativ pentru bugetari. Da. Dar sunt niște modificări la codul muncii, la legea 53,
Sunt unele modificări care vin să corecteze niște modificări făcute acum vreo 2-3 ani și știți foarte bine când s-a zis că la firmele, la micro-întreprindere cu până la 9 salariați să nu mai fie, să nu mai fie obligatoriu condică de prezență, să nu mai fie obligatoriu fișa postului, să nu mai fie obligatoriu regulamentul intern, ceea ce a fost o greșeală la vremea respectivă, că s-a dat cum să fie o firmă fără să n-ai un regulament intern, fără să ai o fișă de pontaj, să știi cine a fost la muncă și cine n-a fost. Și cum un salariat să nu ai fișa postului pe atunci și când vrei să-l analizezi, când vrei să-l evaluezi pe un salariat, îl evaluezi după sarcinile din fișa postului. Și este un lucru bun că s-a revenit la acea prevedere, s-au eliminat alea și a devenit iar obligatorie aceste trei măsuri, fișa postului, regulamentul intern și foaia de pontaj. S-au mai făcut multe modificări cu privire la niște situații în care angajatul poate să beneficieze de niște concedii pentru îngrijirea unui membru al familiei, pentru îngrijirea și sunt lucruri foarte asta bune. Se pare foarte ok. Foarte bune, pentru că până la urmă știți foarte bine că sunt familii care n-au decât un singur salariat și n-are cine să îngrijească de restul familiei și la un moment dat trebuia să plătești tu pe altcineva să-l îngrijească sau să absentezi de la serviciu diverse motive, fie motivat, fie nemotivat ca să ai grijă de acel membru al familiei. Cred că sunt câteva chestiuni cine le-a propus foarte bine și am văzut că au trecut foarte ușor prin Parlament pentru că sunt normale, sunt de bun simț. Da. Avem în zona de, dacă este disciplină în spațiul Schengen, domnule Cocoș, cred că veștile sunt, să zic, relativ bune. Chiar domnul Ciuc a avut o întâlnire cu președintea Comisiei Europene. E un semn, da, e un semnal pozitiv. Și europarlamentarii, și cei din zona de dreapta, și cei din zona de stânga se arată relaxați pe subiect și cred că, până la urmă, cu toate piedicile, cred că vom intra în Schengen. S-ar putea, da, să ne acorde această șansă. Și aici acest drept. Acest drept până la urmă e drept, dar eu mă refer la șansa adică că depinzi. Niciun... Că depinzi de moftul unor colegi din UE care, mă rog, n-ar trebui să facă așa ceva pentru că au cele mai multe afaceri în România și au destule facilități în România pentru oamenii lor de afaceri. Este un lucru bun că premierul s-a dus și la Bruxelles și a discutat acest aspect și, așa cum spunea un politician europarlamentar, că ar trebui și Uniunea Europeană, colegii din celelalte țări, să insiste și să convingă Olanda să treacă peste acest aspect și să fie de acord, pentru că noi îndeplinim toate condițiile, atât noi cât și Bulgaria. Slavă Domnului că noi am fost, de cel puțin de ceva timp, suntem la această graniță cu Rusia, unde ținem piept și avem destule de îndurat și nu s-au întâmplat lucruri foarte grave în zona asta din punct de vedere al granițelor. Ba din contră, știți foarte bine și știe toată lumea că noi am fost cei care am suportat foarte mult acest flux de refugiați din măcar din zona asta, dacă ar fi să... Iată, să se țină cont, nu de... Și trebuie să se țină cont. Și totuși, că spațiul Schengen, în primul rând, se referă la frontiere, da? Exact. Așa. Păi, ce mai puteți să spunem? Că noi suntem frontieră NATO, exact, aici, da? Exact, frontieră NATO, da. Adică, și cea mai importantă frontieră de est. Exact. Exact. Dacă nici din punctul acesta de vedere nu există siguranță, adică nu știu ce ar mai putea să... Faptul că fiind NATO aici la noi... Că e clar că decizia e una politică. Strict politic. Nu îndeplinim condițiile. Aproape toate foarte exact. Dar vă repet, n-am folosit întâmplător acest termen de moft al Poloniei, că e un drept al nostru. Al Olandei. Al Olandei, scuze. Da. Da, ei tot timpul, mă rog, au consecvenții împotriva României. Au la televizor tot felul de discuții că de fapt ar fi piedici chiar dintre românii noștri care au diverse alte interese, dar mă rog. Sperăm să nu intrăm în zona asta și să constatăm cât mai repede până la sfârșitul anului că am primit acest drept. Da, Schengenul chiar e important. Pentru noi. Mai ales în contextul acesta
geopolitic, europolitic, dacă vreți, și cu războiul ăsta. Noi suntem, adică, granița la ora actuală, noi suntem granița de est a lui NATO și a UE, da, care suportăm poate cel mai mult aceste consecințe. Bineînțeles. Pentru că Ungaria nu are treabă, Cehia nu are treabă, numai noi și polonezii pe partea de est. Pe zona aceasta. Da, da. Da. Uite, dacă e să ne referim la povestea aceasta cu războiul, ați văzut, mă rog, după câteva declarații nefericite, domnul Dâncu a trebuit să-și dea demisia de la Ministerul Apărării, pentru că nu te joci cu genul acesta de lucruri. Și oricât ne-am crede noi de interesanți și de importanți, nu suntem. Da. Da, deciziile, mai ales acestea grele. Grele, da, la nivel european și mondial sunt luate de. Sunt luate, libere, mai ales că avem un război aici. Dar nu știu, Vasile Dâncu, cel apucat în acel moment, ce a vrut să spună. Era clar că el avea o relație nu neapărat conflictuală, ci. El a mers pe ideea lui Marga, că și Marga cam pe aceeași idee a mers, că doamne că să dea. Să renunțe Ucraina la o parte din, ca să se stingă acel litigiu și mai departe. Ceea ce e foarte greu să spui unui stat să cedeze un teritoriu doar de dragul de a se împăca cu vecinul. Da. Acum, vedeți, aici am povestea asta cu Ucraina. Eu am o opinie personală și cred că diferită de a multora, pentru că nu spun că nu, și mai cu îngrijorare la ce se întâmplă în Ucraina, vă spun sincer, însă dacă mă gândesc la drepturile românilor din Ucraina. Nu, da. Da, și no. La cum s-a portat Ucraina cu cetățenii exact. Români, la faptul că au interzis limba română acolo, sunt circumspectă. Noi le-am dat o lecție lor acum cu această ocazie. Le-am dat o lecție și le-am arătat că noi suntem, un popor. Da, modelul biblic. Exact, exact. Ți-a dat o palmă pe obrazul stâng, dar le-am arătat că drept, da. Ei nu s-au comportat cum o spun noi. Adică. Știm foarte bine că nu s-au comportat din 90 ceva încoace, tot timpul au avut probleme, românii noștri de acolo au avut probleme, știu că veneau și se spuneau că sunt foarte terorizați, nu le dă dreptul la limbă, la dreptul la școală, la tot felul de chestii. Știu că a și fost o delegație din Parlamentul României la vremea respectivă în Ucraina, dar n-au reușit mare lucru să-i convingă pe cei de acolo la vremea respectivă să regândească drepturile românilor din Ucraina. Da, și apoi egocentrismul lui Putin pe mine mă îngrijorează foarte tare, pentru că omul este clar că a derapat major pe ceea ce face acolo, da, și cu propriul popor și cu poporul ucrainian. Exact. Aici lucrurile nici nu le mai rus, poți, nu e deloc, da? Bine la exact, din nu ce le mai poți despărți. Exact, da, da. Adică era clar că la ei democrația nu era nici când deci nu era război. Exact. Deci da, acum e și mai rău. Acum cu atât mai mult și da. Faptul că nu știu dacă neapărat este încolțit Vladimir Putin. Nu știu ce să zic. Nu pare încolțit, dacă mă întrebați pe mine. Dar deciziile sunt de dreptul periculoase. Da, și eu tot așa aud la tot pe știri, aud o felul de că dacă va fi încolțit și dacă va fi determinat, va apela la acele arme, așa este Murdai, la așa zise arme atomice, care ar fi foarte grea pentru această planetă, nu numai pentru cei din jurul Rusiei. Da. Da, nu știu dacă se ajunge chiar la scenariul acesta. Nu cred că se ajunge, că exact. Însă cred că Vladimir Putin mai are și mânecă. Cine nu le ia în serios, da, și minimalizează ce poate să facă, cred că greșește din punctul meu de vedere. Am mers și pe ideea că și cei din NATO, cei din alte sisteme îi cunosc bine și cam știu ce vor să facă și cum vor să facă și cred că nici ei nu vor sta cu mâna în sân. Dar în orice caz este posibil ca cei noi, cei din jurul Ucrainei și ai Rusiei, s-ar putea să avem de suferit la cel mai mic conflict între NATO și Rusia. Categoric, că noi suntem la mijloc. Noi suntem la mijloc. Zona de tampon. Și probabil de aici, din România și din Polonia, vor pleca anumite arme spre Dan. Categoric. Da. Domnule Cocoș, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru această... Timpul? A trecut. Trece repede timpul pentru această discuție foarte interesantă. Rămâne să vedem până la urmă cu cât cred pensiile. Când o să aflu, vă sun. Da, vă mulțumesc. Bănuiesc că o să aflăm cam în același timp. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, doamnelor și domnilor, Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază minunată. La revedere! La revedere!